În acest episod veți vedea povestea tatălui strict și ciudat în relația sa cu fiul său Vlăduț cap-coadă. Este o poveste interesantă și vreau să-mi spuneți în comentarii care parte v-a plăcut cel mai mult din această poveste. Astăzi voi alege mai mulți abonați ai zilei în număr de 5 persoane, pentru că este un episod mai special. Dacă vrei să apar și tu în următoarele episoade drept abonatul zilei, lasă un comentariu la acest videoclip, un like și un subscribe. Și dacă dorești, poți da și follow pe Instagram la rafaelg.ig dacă vrei să apar la fel ca aceste 5 persoane care au făcut-o deja. Acum, vizionare plăcută! Bă, frate, ce somn nu mi-e mă dur așa toate chestiile astea. Mă, dar ce se întâmplă, mă, ce că am în casa asta? Mă, unde sunt, mă, aici, mă, să-ți puțin, să-ți puțin, mă, ce afară este? Bă, ce cu casa asta, mă, frate? Ce cu tablou ăsta pe perete? Ce cu toate chestiile astea și ce este cum, bă, ăsta? Bă, de ce arăta așa? Stați puțin, asta adevărat a mea față, bă, stați puțin că nu înțeleg ce se întâmplă aici, bă, frate. Unde mă aflu în primul rând și de ce arăt așa? De ce sunt costumat în halul ăsta? De ce sunt așa? Mă, ce se întâmplă, mă? Ia, mă, ce am pe aici? Sunt haine, sunt chestii, am ceva prin interior, nu mai am nimic, mă, frate, ce și cu locul ăsta, mă, ce e aici, mă? Stai, mă, că trebuie să ies pe afară, mă, sună cineva, pe unde cobor? A, pe aici, ok, mă, ce e aici? Bă, frate, cine sună la ușă, întrebarea mea, bă, ce se întâmplă aici, frate, că nu înțeleg absolut nimic, e cineva, da, nu e nimeni la ușă, wow, bă, frate, nu înțeleg, mă, unde mă aflu aici, ce caut eu aici, dar stați puțin, mă, frate, mă, ce tot e locul acesta, adică dacă mă duc, ia, aici era camera mea, mă, cine e ăsta? Bă, ce se întâmplă aici? Alo? Mă, cine e omul ăsta? Bă, de ce seamănă cu un tatăl strict de pe Roblox și la față de ce seamănă cu Darin Cell 2012? Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Ia stai cum să-l trezesc, bă, alo, trezirea, cine ești, bă, alo, treziște-te. Bă, copile, dar tu ce copil, ce-a Vlăduț, alo, copile, ce faci, ce-a Vlăduț? Ce copil, ce Vlăduț, nu, stai puțin, tu cine ești, eu ce caut aici? Bă, copile, bă, Vlăduț, de mine mă cheamă Curent și eu sunt tatăl tău, bă, copile, bă, da. Cum adică, stai puțin, cum adică ești toată lumea și cum te cheamă, ce? Cornel, bă, copile, dar tu ce caut așa, băi, bă, în camera acum, da, în pisteat, tu vrei să vii la calculatoare, nu, să te joci furnea cu ăla, nu? Stai puțin că eu nu înțeleg ce se întâmplă, mă, tu cine ești, mă, tu, că nu te înțeleg, nu, tu, eu nu te cunosc, mă, tu ce faci, mă, acolo, ce mănânci acolo, mă, tu cine ești? E, du-te, bă, nici-a, bă, Vlădu, tu ține aici. Mă, frate, ce s-a întâmplat, ce tocmai s-a întâmplat și de ce m-am spawnat din nou aici, bă, tu, eu chiar sunt în jocul strict de pe Roblox cu tatăl strict, mă, ce se întâmplă, mă, și stai puțin, de ce l-am zis că este tatăl meu și îl cheamă Cornel și eu sunt Vlăduț, așa mă cheamă pe mine? Ok, interesant, pare interesant, dar stai puțin, acum am auzit o informație de la el ca și cum calculatorul meu se află acolo sus. Ia să mă duc, mă, stai să mă duc puțin, ok, de video. Mă, deci încă doar mă să... Bă, da, urât e asta, pe bune, ia că mă duc acum, are prea să mă joc aici pe calculator. Mamă, cât mai... Bă, stai! Un calculator, două calculatoare, trei calculatoare și care e al meu? Haide să mă pun la asta, că la asta cred că nu m-ar vedea dacă ar veni aici. Ia mă să mă duc aici să mă joc. Mamă, cât de tare e calculatorul ăsta, mă, frate, să mă joc aici pe el. Mamă, cât de șmecher e totul. Bă, frate, ce se întâmplă aici? Mamă, chiar îmi place să mă joc aici. Ce să mă joc? Să mă joc Fortnite? Hai să mă joc Fortnite. Cred că să le știu că îi plăcea Fortnite. Să intru să fac ca toate. Mamă, dai, hai, full box, 100, hai, dai, hai, mă, frate, dai. Tata, nu știam că tu te joci pe calculator. Stai puțin, da? De ce avem trei calculatoare? Pentru cine sunt toate astea trei calculatoare? E, nu contează, hai, dai. Tata, strict, dar vedem că eu, tata, chiar și vechi, puteți să le știu pe calculator. Mamă, cât de tare. Cât de fraier ești, tata, cât de fraier, nu știi să te joci nimic, bă, cam slab. Ia du-te, bă, de aici. Ce se întâmplă, mă, bă, iar am murit, mă, bă, ce se întâmplă, bă, aici, bă, frate, dar de ce se întâmplă chestia asta, mă, că nu înțeleg, ia, mă, că mă duc înapoi acum, dacă mă duc înapoi în partea asta la el în camera, ia, mă, să de... Ok, încă doarme aici, deci el doarme și încep. Bă, ia, mă, trezirea, Cornele, tată, ce cauți, mă, aici, ce cauți aici, de ce dorm, hai să ne șcăm pe calculator. Dar nu, vreau că am treabă, bă, stai, dai, bă, ești afară, bă, fiantele, eu plec, că mă duc la muncă, pa. Ok, mă, deci să ce la muncă, hai că mă duc și eu să mă joc pe calculator, stai și foarte neștit, aici mă pun, hai că de data asta mă pun pe calculator ăsta, pare mai interesant și pot și eu să țip, să urlu aici, fără să deranjez pe nimeni, nu o să vină tatăl meu după mine, hai mă să mă joc aici, deci mă joc, să ce să mă joc, hai mă că intru pe Fortnite, hai
hai mă, dă-i acolo, dă-i acolo, dă-i acolo, repede, hai mă, vino, repede, hai, dă-i, 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 uite, în stânga, 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 10-11, hai mă, frate, bă, da, mă, hai că nu, doamne, ce mă enervați cu jocurile astea, bă, frate, nu înțeleg care e faza cu ele, nu știți deloc să vă jucați, hai mă, lăsați-mă în pace, pe bune, gata, că nu mai suport, acum nu mai suport absolut deloc, adică, pe bune, ce înseamnă asta, frate? Bă, dar nu, bă, frate, că mă duc înapoi pe calculator, că nu se mai poate, n-am ce să fac altceva, adică, pe bune, hai mă, să-l încerc și pe ăsta, cum mă film, ia mă, pun aici, bă, da, pun și tai, că vezi scaunul ăsta fix aici, în stânga, bă, de tot, bă, nu-l suport, bă, tată, nu zici că pleci la muncă? Nu zici că pleci la muncă? Bă, bă, cum pleci la muncă? Bă, frate, bă, da, bă, da, la baie, măcar nu pot să merg, că ce stai, bă, nu fi antre pentru asta. Pentru ce? Bă, ce s-a întâmplat, bă, nu am înțeles nimic, mă, dar pentru ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, mă, doamne, trebuie să mă duc acum din nou de la capăt să reiau totul, am înțeles, am lăsat ușa deschisă aici. Ok, tata, mă, vă că încă doarme. Tata, te-nești, tata, ce faci, te-nești, mănânci în somn, ce faci aici, mănânci în pat, așa, așa, dintr-o dată, ce se întâmplă cu tine? Nu știu, copile, bă, bă, noapte, copile, copile, noapte, bă. Băi, da, da, e noapte, mă, dă să mă încep calculator, pa, pa, tata, pa, mă, dă să mă încep calculator, ia, stai aici. Bă, tată, dar stai puțin, tată, stai puțin, că nu te aud, bă, nu mă înțip așa, mă, tată, bă, ce mi-ai făcut aici, mi-ai pus calculatorul fix aici, adică, pe bune, scaunul ăsta, uite-te unde e calculatorul și unde e scaunul, așa, după bune, nu știi să pui tu scaunul ăsta unde trebuie? Nu contează, copile, hai, du, bă, și mai ia-te tu și culcă-te. Ah, ok, mamă, deci, frate, aici chiar este foarte nașpa cu tata, ăsta e cam ciudat, hai să mergem în partea asta, ia mă, să mai explorăm casa asta, mamă, aici cânt la pian, frate, mamă, cât de tare, da, merge și pianul ăsta, mă, ce, mă, ce mă, cu pianul ăsta e stricat, mă, nu, că trebuie să mă duc la tatăl meu să-i zică de treaba asta, că, bune, ce să... Tata, vine puțin că s-a stricat pianul, nu știu ce are, nu merge, s-a stricat pianul, adică am vrut și să mă pun aici să, dar de ce nu merge, ce ai făcut? Bă, copile, asta e masă, nu pian. Cum adică e masă? E pian, stai toată ziua, cum adică e masă? Îți mai pai și joc de mine, tata, aia, pe bune? E, bă, e masă, prostule, vino. Ce să fie, mă, ce să vin, ce să fac, mă, ce să fac, mă, bă, doamne, nu te înțeleg, mă, tata, ce se întâmplă, ce e aici, ce e locul ăsta, ce se întâmplă aici? Fiantină, hai, ce, că, fiantină, eu vreau să zic ceva, la, să facem cina. Ce cină, tată? Tată, e dimineață, ce cină? E, nu contează, fii antren, ia și tu un burger așa frumos. Deci fii antren, fiul meu, vreau să zic că tu ești adoptat. Ce? Cum adică sunt adoptat? Da, îmi pare rău, dar ești adoptat. A, ok, am înțeles exact ce s-a întâmplat aici, dar să facem alt ending. Mă, care-i faza, mă, cu asta? Ce se mai află în partea asta? Hai să mă duc. A, pe aici nu mai e nimic, deci partea asta care nu merge pianul acesta. Avem aici un birou, cred că aici e biroul tatălui meu. Hai să mergem în partea asta să vedem ce se mai află și prin partea asta. Aici e o cameră așa mai mică, nu știu pentru cine e camera asta. Pare așa o cameră de fată. Dacă mai mergem în partea asta, e partea asta. Și acum mai să mergem jos. Mă, ce se află jos în casa asta? Chiar sunt curios. Mă, dar ce se aude, mă? Ce tot se aude, mă, pe acolo? Poți să-ți, mă, frate, cred că vine tatăl meu. Bă, nu stai puțin că... Ok, stai puțin că mă pun în aici, ca și cum că stau la masă. Stau să mănânc și eu aici frumos, așa, foarte frumos. Ce faci, copile? Uite, fii antenă, eu vreau să dau un burger, am plecat la muncă. Ok, tată, mulțumesc. Băi, într-un fel, nu știu, e cam ciudat tot lăsat, dar vedem că se comportă cât de cât ok, adică mi-a dat mâncare, mi-a tot... Hai că mă pun și mă uit aici la un serial, mă uit foarte frumos pe televizor. Mamă, cât de tare e locul ăsta de jos, mă, frate. Hai că mă pun mai pe ăsta, să fiu mai aproape de serial. Aici pot să mă uit liniștit, tatăl meu, nu-mi ce să-mi fac temere, nu-mi ce să fac... Vă stăm la acum, da, nu-ți faci ce, ia vino cu mine, ia vino cu mine, băi, urutule, lesimțule, băi, hai, mai repede acum! Cum ajuns, mă, tata, mă, ce, cum adică, ce, Cornel, ce se întâmplă? Bă, mi-e nici tata, nu Cornel, ai înțeles, vreau du-ți? Bine, tata, bine, Cornel, hai, și acum, ce trebuie să fac, că n-am înțeles? Temele, hai, fost temele! Ce teme, că eu sunt la școală? Aaa, ok, fiantină, vă duc, îți dau 3 secunde să faci temele, ia o carte și fost temele! Mă, ce teme, Cornel? Dacă n-am nicio temă, cum adică ce temă? Mă pun aici și ce scriu aici? Ce scriu? Scriu aici Cornel nota 3. Gata, mi-am făcut tema. Cornel nota 3. Gata, asta e tema, nu? A, nota 3, absolutul. Îți dau 3 secunde să fugi. 1. Gata, că mă duc la mine în cameră. Gata, lasă-mă pace. Tata, ia caută, eu mă ascund dacă mă găsești. Nu să mă găsești, că ești cam fraier, nu știi să mă găsești. N-ai cum să mă găsești. Ce se întâmplă? Nu m-a văzut. Tată, ce-ai făcut? Tată, ce s-a întâmplat? Am tras un pulsea. La. Hei, tată, dă-te la parte. Bă, ce faci aici? E pianul meu. Uite că am pian în cameră. Asta merge, mă, că e al meu. Că al tău nu merge, că al tău e jaf. Al meu e șmechere, de lux al meu. Al meu e mult mai tare. Tu nu știi să te cânti la pian. Al tău nici nu merge, n-ai văzut. Dai că pe bune. Dar nu te voi stai pe pian, fie și vă de mâncare, ia du-te și vă de mâncare. Eu să fac de mâncare cum? Adică eu sunt tatăl aici, eu sunt copilul, cum să fac un copil de mâncare? A, pe fie antenă, ia du-te, burger și-am plecat la muncă. A, mulțumesc, a, ok, mamă, frate, mă,
fac aici cu niște bărbi. Tu nu ai voie în camera de gaming, n-ai voie să crezi la pian, tu trebuie să scrii, ok? A, dar stai că tu trebuie să duci la școală, hai la școală, hai la școală. La școală, la școală, tată, dar sunt răcit, cum să nu la școală? nu mai pot, deja am febră. Am febră, ia-mi temperatura cu termometru, să zic că am febră 38, am, nu pe bune, adică... Ia, ok, wow, n-a mers nici treaba asta, nici cu asta, n-a mers. Acum ce să fac eu, unde să mă duc? Mă duc și eu în calculator, mă duc la calculator. Ok, vedem că tatăl doarme aici, mamă, că doarme el aici, foarte, foarte frumos. Mă duc și eu să mă joc din nou pe calculator, că mi-ar place așa să mă joc la calculator. Și după vreau să mă duc și pe afară să văd ceea ce face. Dar hai să nu face, hai să facem liniște, frate, să începem așa mai ușor. Bă, da, de ce nu merge, mă, ăsta, ce, doamne, voiam să fac și o liniște și nu merge calculatorul ăsta. Adică, pe bune, mă, ce, mă duc la altul ăsta din partea alta. Hai, mă, că ăsta e mai șmecher, ăsta mi se pare cel mai genial dintre toate. Dacă mă duc, bă, da, pentru mine nu s-a potrivit practic. Băi, e noapte, fiantul, mă duc până la baie. Mă, ok, s-a dus atât până la baie, s-a dus până la baie, ia, să mă duc. De fapt, hai că stau, unde să mă duc, vreau să-i fac o farsă, să mă ascund aici la el în dulap și după vreau să-mi sperii, să vedem cum reacționează, dacă reacționează bine sau nu. Deci m-am pus aici și să așteptăm să vedem dacă vine. Stați că mă pun fix în spatele dulapului ca să am vizibilitate, să pot să-l văd. Dacă vine în partea asta înapoi în ok, vine, frate, mă, ce face? Uitați-l la el, uitați-l la el, s-a luptat cu nu știu să intre, nu știu, doamne, cât de tată fraier de gel. Cornești pe... Știi ceva? Ia că mă ia de ușa, așa, ia cici, ia în dulap, nu ce am aici. Ok, ok, bă, dar urât vorbește tatăl meu, adică pe bune. Nu, am vrut să fac o glumă, tu, am vrut să fac o glumă, ești bine? Nu, copile, te rog să mă duci la spital. Ia un burger să-l revii, ia, poate e bun ăsta, ia, merge, e bun? n-a fost o idee prea bună, vedem că tatăl meu... A, păi și asta înseamnă că pot să mă duc să mă joc pe calculator foarte liniștit, urlu pe aici la calculator, stau lejer, mă joc pe calculatorul ăsta. Ia mă să spar și eu ceva pe aici, ia mă că spar și eu geamurile astea, că nu zice nimeni nimic, mă, frate, am spart și eu geamurile, am aici și o vizibilitate, mă uit, mamă, cum e orașul ăsta, mă, frate, bă, dar stai puțin că mi se pare cunoscut, bă, ăsta e chiar, bă, ăsta e orașul nostru și e altă casă, bă, mamă, uitați-vă aici, că e în partea asta, bă, dar deci, cum am spunat eu în partea asta, păi și aș putea să ajung la noi acasă, întrebarea mea, care e faza cu casa noastră, am putea să dăm de mine și de Darusel acolo, bă, ce se întâmplă mai aici, vedem că, ok, mamă, deci mă duc aici foarte frumos, stau pe aici, am spart geamul aici, nu mai vine nimeni, că tatăl meu practic nu mai e aici, stau eu frumos, nu poate să vină nimeni să-mi zică ceva, că am spart geamul, stau și eu aici, la rog, bă, copilă, dar tu ce cauți aici, ai spart geamul, stai puțin, că parcă s-a întâmplat ceva cu tine, tu, cum ai, de unde vii? Adică, bă, copilă, eram la mine în pat, dormeam și te-am auzit pe tine, bă, copilă, ai spart geamul, copilă! Nu l-am spart, așa l-am găsit, au dat niște copii cu pietri, de asta voiam să vin la tine să-ți spun, că te-am văzut că dormeai și da, bă, copilă, bă, tata, vă dați cu mine la pietri, în casă i-am venit, bă, ia că vă bat acum cu mâna, ia! Ok, deci vedem că tatăl, practic, uitați, v-a spart mai rău geamul, adică, pă, bune, măcar am scăpat eu de treaba asta, hai să mă duc să mai văd ce se mai află pe jos prin casa asta, că n-am văzut chiar toată casa, dacă mă duc în partea asta, ia mă, ce se află, uite aici în spate, aici e toaleta, frumos, avem în partea asta, ia mă, să mă duc și eu până la toaletă, am și eu nevoie la baie aici, la toaletă, pă, bune, mamă, deci e bine, stau așa aici, liniștit la toaletă, îmi fac și eu nevoile, nu intră nimeni peste mine, bă, la toaleta asta e așa cu roz, mă, frate, ce se întâmplă, mă, aici, bă, da, asta e casă de fetise, sau de ce e casa asta, mă, că nu înțeleg cum a făcut tatăl meu, a zugrăvit aici cu roz, bă, frate, nu înțeleg care e faza, adică, pă, bune, mă, da, măcar stau așa liniștit aici, dar e cam mică, mă, bă, nici toată, bă, da, cabină de duș n-avem și noi pe aici, caltă, bă, n-am găsit prin casa asta, adică, pă, bune, ce se întâmplă cu asta, bă, măcar avem ăsta, hai să ne spălăm acum pe mâine, ieșim acum frumos din cameră, de aici, din baie, ia, mă, ce se mai află, mă, prin casa asta, mă, pe bune, adică dacă mă duc în partea asta... Ia, bă, n-am venit și eu de la muncă, bă, copile, da, tu ce contuși, bă, copile, am fost, păi da, am fost și eu până la baia, bă, tata, dar vine puțin, stai și eu ceva la baia asta, adică ce e cu baia asta, așa cu roz făcută și așa de mică, e noi n-avem cabină de duș, n-avem nimic, alte baie nu mai e prin casă? Nu, bă, copile, dar fii atent, bă, stai, bă, lumea ta. Păi și unde e ea? Păi la muncă, e în Spania muncește. A, în Spania muncește, păi tata,
Da, eu nu știam, de, eu nu știam. Ce nu știam, mă? Bă, parăde, hai, la, acum te duci să te culci, că uite, e noaptea, am venit la muncă și mă bine, bine, gata, mă duc să mă acolo, acum mă repede să intru în camera aia, să mă duc pe calculator să mă joc, ia. Copile, copile. Da, stai, dacă am lăsat calculatorul deschis, trebuie să-l închid acum, gata. L-am închis, gata, ok, tată, gata, acum, tată, pa, noapte bună, tată, eu mă duc acum să... Bă, da, pus și ăsta ușa, uita, bă, tata, ok, ia mă duc și eu așa, tip, ia mă să vedem, ia, s-a băgat la somn, uite, să bag acum la somn, uitați-mă la el, uitați-mă cum să bag, mă, ce facem acolo, bă, ia și eu, prost, ia asta frumos, ia să-l iau, neam, acum, să ne culcăm. Ia mă, că s-a băgat la somn, lăsăm așa, bă, țin, se lasă, capul, bă, bate, ok, vedem care asta, nu, bă, ce face, bă, vreau și eu să mă duc din nou pe calculator, mă, sau, de fapt, ia, uitați-mă la el, bă, dar el doarme cu ochii deschiși, mă, ce se întâmplă, mă, acolo? Doamne, uitați să puse... a lăsat capul... de fapt, păi, eu vreau să mă duc până afară, mă, că parcă am auzit niște sunete așa, niște muzici, niște chestii și vreau să mă duc până afară. Ia, în partea asta, ce tot mai e? Ia, dacă mă duc aici în spate, ok, deci vedem că avem mașina de spate aici. Mă, cine? Tu cine? Ia, da, nu merg astea, mă, ce e cu astea, mă, ce se întâmplă, mă? A, uite și chitara aici, ce mișto e asta, mă, frate, chitara asta, cât de tare e aici de dimineață, stăm și noi aici la chitară, bă, ascultăm muzică, niciun stres, stăm foarte frumos, ia, uite și aici, Rajbox, e foarte frumos, mamă, ce muzică, mamă, cât de tare, aici, party, ce bine că nu mă vede tatăl meu aici, că nu vine peste mine, că deja mă ia capul, mă, și enervează, adică, bă, une, eu mă duc aici, mă joc pe astea, el nu se întâmplă nimic, adică, ce înseamnă asta? Eu nu mă lasă să fac absolut nimic. Tată, stai puțin, că au dat ăștia drumul la muzică. Opriți la muzica, eu v-am zis să opriți muzica de aici. Bă, cum fii antiră, ți-am dat ultima șansă, dar tu, n-ai vrut, frate, n-ai vrut și pentru asta. O să vezi tu, copil, o să vezi tu. N-am înțeles nimic, bă, tăi, de ce ești de ciudat? Adică e tatăl strict, dar e cam citat, adică e și strict, dar nu e strict în același timp, dar e citat, adică nu știu ce se întâmplă așa. Ia mă să vedem ce se mai află prin partea asta, ok? Mă, deci vedem că avem aici, bă, dar pe bune, mă, în toată casa asta, de te-am mai casă, super casa de șmecher, n-avem și noi baie ca lumea, adică doar casa, cam baia aia mică. Mă, ce, mă, de unde sau? Bă, copile! Copile, fii antenă, ți-am dat ultima ta revanșă și nici pe asta îmi pare rău, copile, dar... Unde, tata, nu, mă, ce sunt, apă, nu ia! Mamă, frate, ce vis am avut, frate, nu înțeleg ce a fost cu visul ăla, mă, cum să fiu adoptat de tatăl strict, dar era bine măcar că nu eram eu, adică a văzut că era Vlăduț, era Cornel, tatăl strict, așa-l chema, și eu eram Vlăduț, adică aveam alt skin, eram cu totul altceva, cu într-o altă casă, dar mă bucur totuși că a fost un vis și acum nu mai am chestii, peripeții, experiențe din asta, nici nu mai știu să mai vorbesc la ce am visat, frate, nu, chiar mai mi-a fost, cred că cel mai urât coșmar pe care l-am avut până acum, dar, acum, hai să vedem ce mai putem să mai facem, mergem și noi acum, stai să deschid ușa, mă, ce? Darusel, ce mi-ai făcut? Darusel? Ce vrei, mă? Ce vrei? De ce te-ai îmbrăcat așa? Adică eu să văd! Cum? Stai! Mamă, stai! Așteaptă rapid! Stai! Bă, stai puțin, că asta nu e... Bă, pe bune, de ce am visat eu că am fost cu tatăl strict și acum îl vede pe Darusel costumat în tatăl strict? Mă, ce facem ăsta? Și de unde știe el de treaba asta, mă, frate? A, s-a jucat prea mult, da, s-a jucat pe calculator cu Ion, cred că toată noaptea, acum așa la filme și s-a costumat în tatăl strict. Am înțeles care e faza cu Darusel, adică, pe bune, nici nu trebuie să mai zic altceva. Bă, dar unde te-ai dus, mă, Darusele? Alo, unde ești, bă, Darusel? Unde ești, mă, ești aici? Mă, ce, mă, de ce erai costumat așa, Darusele? Nu știu! Cum adică nu știi, mă, Darusele? Mă, ce-ai făcut, mă, tu aseară, toată noaptea? Așa, curios fiind, Darusele, ce-ai făcut tu toată noaptea? Păi am mâncat burger, m-am jucat... Stai, nu, ce-i asta? Ia, dă-și-mi, ce te-ai jucat, mă, Darusele? Ce te-ai jucat? Te-ai jucat cu Ion? Cu cine te-ai jucat? Ce-ai făcut? Ce te-ai jucat, Darusele? Adică, de ce erai îmbrăcat așa? Tu de unde știi de treaba asta? Care-i treaba? Ce? Păi erai îmbrăcat în... Erai cu niște culori pe tine. Și eu știu că e dintr-un joc de pe Roblox. Tu ce te-ai jucat aseară cu Ion? Nimica! Ok, bine, doamne, n-am ce să mai fac cu dar să ai că pe bune, ia mă că mă duc și eu, unde să mă duc, mă, frate, mamă, dar să faci noapte, să faci zi, mă, ce se întâmplă, nici eu nu înțeleg, adică pe bune, bă, da, mașina, dar, bă, dă-i, mașina, bă, eu știu că am adus acasă mașina, mă, dar, Sel, unde e, mă, mașina, dar, Sel, unde ai dus, unde e mașina, spune și mie, unde ai dus mașina? Nu știu!
Da, cu cine să te înțelegi, frate? Că n-ai cu cine să te înțelegi, cu toți nebunii aici. Deja m-am trezit din visul ăsta și cred că eu deja am intrat în alt vis. Că dar s-a acostumat el în ăla, acum este foarte ciudat, nu știu care e faza, că el pe bune. Deja ce să fac? Mă duc și mă joc pe calculator, că altceva n-am ce să fac, adică pe bune. Stau aici la calculator, mă joc foarte frumos și cam atât, Mă, ce? Dar Sel, ce tu vrei să-mi fac? Da, wow, din nou, a doua oară, wow, cât de tare ești. Bă, dar Sel, adică pe bune, mă, ți se pare că ești amuzant, mă, deși am și enervez, mă, cu toate astea, mă, ce? Da. Oh, ok, deci dar Sel, tu mi-ai făcut din nou asta, mi-ai lăsat, stai aici, stai ca multa și te-am văzut, așa, mersi, și ce cauți costumat așa, dar Sel, cum te-ai costumat din nou înapoi, ce înseamnă asta, spune și mie, ce înseamnă asta, ce ești tu așa? Bă, copile, taci, grufiantele, eu sunt tatăl tău, mă sun strict, ok, vreau ca tu să... Ce ești, mă, tu, mă, ce ești, mă, tu, tatăl, cu ești, mă, tu? Stai puțin, cum poți să fii tu când tu ai bale la gură, ai față de copil, ești un copil mic și da, gen ești copil mic. Bă, stai puțin că, bă, de ce m-am trezit în casa asta, bă, stai că e casa din vis, mă, ce se întâmplă, bă, frate? Dar sper că nu mai dau de tot. Ok, de ce tu ca în vis, mă, ce se întâmplă mai aici, bă, nu, că trebuie să scamă, stai puțin, bă, sper că stai din, mă, asta trebuie să fie un vis. Dar Sele, poți să-mi spui și mie ce înseamnă asta? Ok, fiantele, parafale, vreau ca tu, atunci mi-e un burger, ești fiantele, până atunci eu să te fac. Nu, stai puțin, de ce eram în casa aia? Care casă? În fine, nu mai contează, ce vrei tu să faci, că nu te înțeleg. Vreau ca tu să-mi aduci burger și eu o să iau calculatorul, pentru că calculatorul îți face rău pentru tine, că e fac nimic. Nu, băi, așa și mă duc și eu să-ți iau calculatorul, ce crezi? Crezi că nu pot să-ți iau și eu calculatorul? Aia mă, doamne, deja mă duc, aia mă, că îți iau direct burger, măcar am făcut și am scutit drumul, iau burger, dar aici, ia mă că-i dau doar un burger, îmi zic că mai are doar un singur burger, mă, frate, să-i fac, adică, pe bune, el și poate joc de mine, îmi pas și eu joc de el. Mă, ce, mă, uite, gata, ăsta e burgerul, tu unde ai venit, ai căzut și tu pe acolo, ca fraierul? Nu, bă, afale, am eu metodele mele. Da, bine, acum ce mai vrei? Dă-mi calculatorul înapoi, de ce mi-ai luat calculatorul? Nu, fiantele, ca să-i calculatorul înapoi, tu trebuie să mergi cu mine la mod și să-mi cumpăr ce vreau eu. Ce să fac? Să mănânc cu tine la mod sau ce? Îmi cumpăr ce vreau. Ce? Mă, dar să le te... Doamne, da, și cu ce putem să mergem noi, dar să le, dacă mașina nu mai e, că ai, nu știu unde ai dus-o. Stai, la fale, fiantele, nu o să mergem cu bărcuța. Ah, wow, foarte amuzant, dar Excel, asta care mă enervează, aia mă, că luăm și noi o mașină, dar de fapt, hai să mergem la Alice acasă, că bă, poate e mașina ei aici, dar Alice, mă, dar chiar ce facem, Alice, bă, deja mă enervează, dar Excel, e enervam pe bune, dar mă, cel mai serios, nu știu care e faza cu el, de ce face și ea, mă, mașina, nu e nici Alice, bă, frate, Alice a plecat, mă, Alice a plecat, dar Excel, Alice a plecat, știi ceva de ea? Nu, fiantele, Rafa, vino, hai, bă, mare, de copile, hai, vedeți, Gata, mă, ce e ăsta aici? Ce ai făcut aici, dar Excel, ce e cu locul ăsta? E drive-thru, adică Rafael. Ce drive-thru, dar Excel, că aici, a, intri pe aici, mamă, cât de tare l-ai făcut și eu abia acum l-am văzut, așa, mă, și ce, bă, unde, bă, unde, bă, alo, bă, unde ești, bă, dar Excel, bă, alo, bă, unde-i tu, a, ok, poți să mă duc acasă, liniștit, dar Excel a plecat, acum deja mă și enervează, bă, adică nu înțeleg, Rafael, vin după tine. Unde ești, mă, unde ești, că nu te înțeleg, mă, unde, mă, dar Excel, unde ești, că nu te... Bă, ce caz... Ai, la mașina, gata, hai să mergem. La mașina noastră unde e? Uite acolo, uite aici. E și la mașina noastră, ce gătăm cu altă mașină? Urcă odată, hai, dar să nu mai fura mașina aia, sau cu e, alu' Alice, sau cu e? Da, e, ia lu' Alice, bă, fii antre, bun Alice, habara. Da, dar să le ești foarte ciudat, după ce că, deși nici nu vorbești toate cuvintele, dar să le, acum unde vrei să mergem, dar să le, adică pe bune. Fii antre, vreau să mergem la mall, ca să-mi cumpăr ce vreau eu. Da, wow, cine ești tu, mă? Sunt tatăl tău, stai, ai înțeles, vlăduța asta de Rafael, ai înțeles? Da, tatăl meu, stit, mă, ce vlăduț, bă, dar să-i puțin, dar să cum adică vlăduț, tu de unde știi de vlăduț? Nu, vreau zic Rafael, nu vlăduț. Păi, dar tu de unde știi de vlăduț, întrebarea mea? Da, ce e vlăduț, e gagicul tău? Păi, dar stai puțin, tu ai zis vlăduț, dar să le ești nesimțit cum, adică, dar să le, tu mi-ai pregătit ceva, mi-ai pus ceva, m-ai dus în casă, că de-aia m-am transformat eu înapoi în casa aia când m-ai omorât, când ai dat în mine, dar să le, de-aia m-am teleportat în casa aia, tu ce ai făcut, dar să le, ieri, ia spune și mie, ce chestii ai pus tu în pahar, ce ai făcut? Ce casă, mă, ce cu tine, ce casă, ce vlăduț, bă, am zis așa vlăduț, că aveam un prieten vlăduț și m-a jucat cu el, unul, vlăduț. Și cum arată vlăduț? Păi are așa un păr negru, are tot albastru, frate, am un prieten vlăduț care s-a jucat cu mine. Bă, dar are un tată așa de strict ca mine, tatălui, ca mine. Da, și da, tu acum stai să-l copiezi, nu? Păi nu! Păi da, stai puțin, dar să că eu aseară, adică m-am trezit așa dintr-o dată din pat și înainte să mă trezesc, am visat ceva ca și cum eu eram vlăduț și aveam un tată strict pe nume Cornel. Ce? Păi da, asta ți-am
zi și acum te văd pe tine așa și mi se pare foarte ciudat. Adică tu de ce când te-ai costumat fix acum și s-a întâmplat visul ăla și mi-ai zis și același nume și același copil. Nu știu, normal că nu știu, dar resele, acum și ce vrei să facem? Unde vrei să mergi în resele? Că deja mă enervez, adică pe bune, ce înseamnă asta? Ce vrei să facem? Ia, aici sunt ursuleți, dar lui Ali, n-am ce să-ți cumpăr, dar resele, tu vrei să-ți cumpăr ceva și uite, ce să-ți cumpăr? Televizoare? Păi da, ai 1000 de televizoare, nu mai știi că ai cumpărat vreo 5 televizoare să le-ai frat, nu mai știi ce ai făcut tu? Vreau să-mi-l cumperi pe ăsta, că fiam ta să-ți-l pun la în cameră, vreau să-i fac cadou de Valentine's Day. De Valentine's Day să-i cumperi lui Alice așa ceva? Să-i cumperi lui Alice sau să-i cumperi Marei, dar resele? Ambele fiantele o să-i cumpăr asta lui Alice și lui Mara, eu să-l cumpăr pe ăsta și-l cumpăr lui Mara. Da, și tu știi măcar unde stă ea, că ea nici măcar nu ți-a spus unde stă, ți-a spus cumva sau nu știu eu? Nu mi-a zis. Păi dar n-ai fost niciodată la ea, pe asta exact, și tu cum îi dai ăsta, că crezi să se poate ia căra cu astea? Păi da, fiantele o să vine la mine și o să mă duc la acasă și o să fac asta lui Mara și lui Alice o să ia televizorul ăsta, că e foarte fraieră. Da, tot e bine, dar să le, păi hai, ia-le de aici, dar să le ia-le și plătești totul, nu e așa mai bine? Eu mă duc să mă duc și la toaletă, cam și eu așa, dar să le după plătește că mă duc la toaletă. Bă, frate, o să chiar plătește. Mamă, că de prost, mamă. Deci m-am scuzat, dar să le, frate. Uitați-vă că de prost. El se dă ca și cum că e tatăl string, nu știu ce film ești de el, frate. Da, uite, de i-am scăpat de el. Nu mai cumpăr practic le cumpăreri ca fraierul, i-am zis să le ia și vă că le cumpăreri. Acum mă duc și la toaletă. Unde mai eram? În partea asta sau în partea asta? Uite, în partea asta. Mă duc și aici, stau liniștit, frate. Aolo, cât de bine m-au deja, dar să le stai prea stresant. Adică, pe bune, nu înțeleg care e faza cu el, dar e foarte, foarte stresant. Hai să trag acum, gata. În sfârșit am terminat. Ies aici frumos și dar să unde să dezmă asta? Bă, unde e? Dar să el, dar să el, mă auzi? Bă, mă, unde e mă ăsta? O fi tot acolo în partea aia, mă, frate, că deja vedem, dar e bine că am stat eu acolo, mi-am făcut toate treburile alea, ia că facem pe aici parcurs frumos, mergem prin partea asta, trecem prin partea asta. Mă, ce facem, mă, dar să el ăsta? Dar să el ce fac? Mă, ce? Dar să el ești nesimțit? Tu dai ești nesimțit, pe bune? Ce dar să el, bă, vlătu, bă, da, bă, vlătu, s-a dat, ce cu atâția, bă, vlătu, tu ești mult, bă, bă, dar tu mă spune, bă, nesimțitule, ia te tu acasă să-ți faci tu temile, băi, băiule. Bă, că cum adică, tată, vorbești prea urât, adică, bă, bune, ce zic, stai să stai puțin cu tată, mă, ce, bă, stai puțin, nu, bă, eu chiar, bă, cum am trezut, mă, te vreți, bă, ce se întâmplă, bă, nu pot să cred, ăsta iar e un vis, deci m-am trezit din nou un vis, mă, frate, nu știu care e faza, ce se întâmplă aici, dar din nou sunt vrăduț, uitați-vă la mine, eu sunt vrăduț, a, păi și bine acum, că dacă tatăl e cum ar veni Cornelie în partea aia, eu pot să mă duc acum frumos să mă joc pe calculator, stau foarte liniștit și nu mi se mai întâmplă absolut nimic. Mamă, ce bine, frate, dacă tot sunt într-un vis aici cu vrăduț, cu astea m-am pus la calculator, stau foarte frumos aici, Vlădu, ce faci, bă, Vlădu, mamă, Vlădu, nu-mi place casa ta. Mă, ce cauți aici, mă, Darusele? Și eu ce caut aici, ți-am zis, Darusele? Bă, dar tu cum faci toate treburile astea, că nu înțeleg, Darusele, e în vin sau ce e, că nu înțeleg. Bă, Vlădu, dar tu, de ce ai făcea lui prietenul meu, bă, Vlădu, ești bine? Cum adică, Vlădu, cum prietenul tău? Mă, Darusele, cum adică, nu știi cine sunt? Bă, Vlădu, ești bine, ia zi, ești bine, Vlăduț? Da, sunt bine, Vlădu, sunt bine, sunt foarte bine. Bă, dar să zic, pe bune, cum faci toate treburile astea? Ce mi-ai învățat de la vrăjitoare? Adică, pe bune, că ești prea nesimțit, cum poți să faci tu toate treburile astea, mă, Darusele, mă, dar să bă, tu, nu mai face, bă, prost, adică, pe bune, gata, m-am săturat, Darusele, cum faci toate treburile astea? Spune și mie. Mami! Acum tatăl meu de Rafael, nubu! Mă, ce, doamne, n-am înțeles absolut nimic. Bă, ăsta e un vis sau ce? Că nu mă înțeleg ce să mai întâmple. Trebuie să mă mut din orașul ăsta să nu mai stau cu ei, că deja vedeți că cred că am nebunii, mă, frate. Ce suntem? Dar cum e asta? Mă duc, mă pun și în patul, că practic acum sunt vlătut, mă pun în patul tatălui meu aici, stau frumos cu mâinile pe spate, așa foarte frumos, dorm aici, niciun stres. Dacă el nu e acasă, eu stau cum ar veni când pisica nu e acasă și are ce joacă pe masă, foarte frumos. Ne ducem aici, stăm. Aoleu, bă, frate, cred că chiar mi-e somn. Mamă, ce se întâmplă, mă, ce? Tată? Bă, da, tu ce casă în patul meu, băi, nesimțitule? Păi, dar nu mai vine acasă și am zis să mă pun aici că îmi e confortabil. A, bine, hai, bine, bă, fiată, ia-ți în camera ta și hai să ne culcăm, băi, e foarte ciudat. Bine, da, foarte ciudat, tot ce sunt foarte ciudat, adică, bă, bune, uitați-vă la el, dacă mă duc înapoi, e că în toată situația este foarte ciudată, mă, nu înțeleg, eu am nebunit sau ce s-a întâmplat, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, că nu înțeleg care e faza, adică, bă, bune, mă duc acum în cameră, mă pun și ia, mă, că pun și la, ce să mă culc, virajos, exersez aici la pian, să mai cânt sau astea, că mă duc și la un concurs de pian, dacă tot am pianul ăsta, mă pun aici, uite, când dansez, aici, cum cânt foarte frumos, pam, 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 cât de tare, mă, frate, e bine că nu vine tatăl meu, că nu se trezește, că e ăsta așa mai încet, e foarte, foarte bine, ne punem aici, mă, să vedem ce se mai întâmplă, toate chestiile astea, ia, mă, gata, că nu mai vreau să mai pun, acum mă duc direct la somn foarte frumos, tată, ce faci aici?
Vlăduș, ce faci, Rafaele? Ia ce, ce faci, bă, Rafaele, ești bine? Mama, spuneți-mi, cum faci toate treburile astea, că eu nu mai înțeleg. E viv sau ce e ăsta? Ce vrăjitorii mai faci, că nu te înțeleg. Ia vino tu cu mine că vreau să arăt eu ceva. Da, du-te acolo, așa, rămâi acolo. Păi, da, ce mai vrei, dar să ești cam slab, ești cam fraier. Bă, fii antenă, Vlăduș, fii antenă. Așa, wow, dar să le, mamă, dar să le, dar să-i propune, cum faci treburile astea, că nu te înțeleg. Stai, bunci. Ah, wow, pe bune, adică și mă teleportez aici, mă, care-i faza, mă, că nu înțeleg ce tot întâmplă, mă, frate, mă, dar să revin, prima, pe bune, care-i faza, adică, pe, na, no, mai, că mă pun, mă, stai, mă, că mă zic ca și cum sunt Victor, eu nu mai înțeleg nimic, deja, uite, mă plin cu bicicleta pe aici, am furat bicicleta asta, mă duc cu ea pe aici, pe stradă, niciun stres, mă duc pe aici, tatăl meu nu se află pe aici, practic, Cornel, parcă-l chemă, nu știu care-i faza, mă, da, pe, Da, tu ce cauți, băi, noapte, frate, bă, Vlăduțule, mai ia, mai repede, hai, mai repede. Bine, gata, uite, mai repede, așa, mult mai repede, foarte, îți place, Cornele, îți place, e mișto? Nu! Eu chiar nu înțeleg, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, că eu chiar nu pot să pricep ce se întâmplă astăzi, nu înțeleg care e asta, mă pun la pian, dar pianul tatălui meu nu merge, bă, frate, adică, bă, bun, e cam fraiere, așa de fel, mă duc aici. Da? Bă, copile, dar tu ce vrei să faci, bă? Ia zi! Ce vreau să fac? Voiam să te caut pe tine, că voiam să zic că ai un pian foarte prost și nu mai merge la ceva ți-ai. Ok. Ah, pă bune, acum știi ce se poate întâmpla? Adică, pă bune, tată, trezește-te odată, ridică-te din... Aolo, bă, frate, nu înțeleg, mă, dar cred că ar trebui... Gata, sunt cu minte, gata, mă duc, dorm jos, ok? Ei, dorm jos, să nu te deranjez, bine? Ok, hai, pa! Ok, gata, ok, mamă, bă, frate, acum mă duc, vreau să mă duc... Mă ce, ok, sper să nu mă vadă, gata, e că nu mă văzut, bă, ok, no, da, ok, tată, da, noi n-avem o baie mai mare, unde mă spăl și eu, că am văzut că acolo nu e, e doar toaleta. Vino, fii antrenor, vino. Da, vino aici și ce se întâmplă aici, ia? Uite, fii antrenor, vino frumos, uite aici, bă, copile, bă, Cornel, ia-te de aici, așa, vino. Mă, stai puțin, mă, erai tu Cornel? Nu, eu sunt Cornel și celălalt Cornel, hai, mai repede, hai. Ah, Cornel și Cornel, am înțeles, păi și acum, mă, ce facem aici, bă, unde mă duci, bă, dar zi-mi pe bune, bă, dar să le, cum faci toate treburile astea, când zic că știu că ești tu, cum faci toate treburile astea, adică, pe bune, zi-mi și mie. Mă, repede, mă, ca așa, vino frumos, vino. Mă bași pe mine în seama să ești nesimțit, adică, pe bune. A, se întâmplă la fel, vino, Vlăduțule, deci așa o să faci tu, baie. Da, da. Ca le plouat. Da, wow, dar să le, mamă, cât amuzant ești, pe bune. Bă, fiantă-nă, băi, copilor, fiantă-nă, vă rog să dați like, subscribe, să zic că așa se știu, bă, că așa, lași, fiantă-nă, vă rog să dați like, subscribe, dacă știți că Rafael este cel mai bun și nu vă staviți un tată, să zic ca Rafael ăsta, ca Cornelul Vlăduț. În acest episod, Vlăduț împreună cu tatăl său strict Cornel au venit la Vați Ascunzelea. Ei bine, dacă vă place această serie cu tatăl strict, care este foarte ciudat, după cum îl puteți vedea aici, uitați să puțin ce față are, dați acolo cât mai multe like-uri și scrieți-mi în comentarii dacă vreți să continuăm această serie. Ei bine, noi hai să trecem la... videoclip. Bă, Vlăduț, iată, te-am adus la Vați Ascunzelea, fii antenă. Bine, îmi plăcea să mă joc cu asta, cu mama ta când eram copii mici, cu prietenii mei, cu dragi, fii antenă. Stai puțin, tată Cornel, cum adică tu te cunoști cu mama mea de când erați copii mici? Da, pe fii antenă. Și stai puțin, m-ai adus la Vați Ascunzelea, ne jucăm Vați Ascunzelea, tată, cum ai făcut așa ceva? Cum ai adus pe mine aici? Am pro player, hai să jucăm, mai să jucăm. Ce ești tu, tată, doamne, tată, te comporți ca un copil, adică cine e copilul? Eu sunt sau tu ești copilul? Cine e copilul? Așa și ce aici? O, tată, și eu mă ascund, mamă, tată, cât de tare, cât de frumos, mamă, frate, uitați-vă aici, cât de frumos, cât de genial e. Ia unde să putem și noi să ne ascundem. Practic, dacă suntem în seria cu Vlăduț și cu tatăl strict, practic este prima oară când venim noi aici. Ia mă să vedem dacă putem să facem și ne jump-ul ăsta foarte frumos aici și să vedem dacă tatăl nostru ne va găsi sau nu. Ei bine, bă, tată, ce faci? Tată, unde ești? Tată, mă găsești, mă caut, ce faci, tată? Bă, da. Eu mai am câteva secunde și vin să te caut. Până atunci o să mănânc tortul ăsta. Mănânci tort, tată, stai puțin și mie nu-mi dai tort. Ah, tată, m-am ascuns în cel mai genial loc, am găsit cel mai genial loc, tata, nu o să mă găsești absolut deloc. Vlăduț s-a ascuns, tată, n-ai cum să mă găsești, tata, zic. Okay.
nici nu e antenă. Pe mine mă cheamă Corneluț. Care este problema? Tata ta Cornela, tatăl tău Cornela, așa doamne, ce? Doamne, tata, te comporți ca un copil. Mai rău decât un copil, tată. Că cum tata îmi vine, adică trebuie să te cert eu pe tine sau tu mă ceri pe mine, tată, sunt doamne, tată, tu singur ești tatăl meu sau tu ești copilul și eu sunt tatăl? De ce ai trebuit, bă, Vlăduț? După asta vreau ca tu să-ți faci temele, ok? Ok? Da, ai înțeles? Da, da, teme, ce teme? Că n-am fost niciodată la școală, tată, cum adică? Unde mi-a fost, bă, Vlăduț? Că nu mi-a zis că te spar, bă! Bă, s-a dus și care, ai înțeles? Da, am înțeles, 100% te înțeleg, tată, că la cum vorbești ai numai prune din alea în gură, nu înțeleg, mănânci, prune, vișine, ce mănânci tu, dai, nu te auzi cum trebuie. Bă, nu contează, Vlăduț, dar eu să-i găsesc. Vlăduț, da, n-o să mă găsești, Vlăduț, Cornel, ce faci, tată, unde ești, tată, ce cauți pe acolo, pe unde s-ar tu, că nu te văd. Bă, dacă cum adică, bă, bă, hec, bă. Tată, sunt într-un loc ascuns, gen, am intrat printr-un perete ceva. E bune? Da, tată, nu sunt pe unde sărai tu, că eu te văd pe tine, sunt în apropiere, îți dau un hint, tu dacă sărai acolo eram undeva prin dreapta ta. Da, tu ești taci din gură. Da, pe așa e, nu? Da, taci din gură. Ok, tac din gură, tac din gură, aici stau 230 de secunde, mai am și o să nu, să mă găsești absolut rău. Bă, tată, ce vă spun, ești mai rău decât te-ai amici. Ai zis că tu te dădeai mare jucător de față ascuns, că te-ai jucat cu mama când erați copii mici, că te-ai jucat cu toți prietenii tăi, că te-ai jucat cu toată lumea și tu nu știi să mă găsești, nu? Da! Păi da, ești cel mai bun jucător, ce să mai? Da, bă, dar acum tac din gură, înțeles? Păi da, tac din gură, tată, dar tu nu vorbești și tu așa, ce facem aici? Lăsăm liniște de plină, pe păi, dacă las liniște de plină, n-ai cum să mă găsești niciodată. Asta la mare, tac din gură. Da, ce înseamnă, ce vorbești acolo, ce limbi mai cunoști tu? De unde știi tata atâtea limbi? Am învățat eu, frate, că bă, eu sunt mai mare ca tine, înțeles, copile? Da, ești mai mare, cât să ne-ai tu, tată, 7000 de ani? Da. Ok, tată, foarte clasic, dar tată, tu unde te-ai dus acum, că nu te mai văd, eu stau acolo, stau liniștit, tu nu mai vii, ce tu mai faci? Eu încerc să te caut, tu ce faci? Eu ce să fac, eu stau aici să mă găsești, că ești cam fraier, tată, tu nu știi prea nimic, practic. Gata, scuze, tată, ia mă, și tată, ce faci? Ia, unde te duci, mă, tată, tu acolo, că nu te văd, ce tu faci acolo, unde vrei să sar tu? Nu este o treabă tău. Tată, ce vorbești acolo? Nu, am primit un arc, tată. Tu știi ce e la un arc? Uite, dacă ies așa și ne uităm în partea asta, tată, n-o să... Ce faci, tată, acolo? Unde vrei, încerci tu tot să sar? Că nu te înțeleg. Adică vrei să sar pe... Tată? Ce? Unde ești? Unde te-ai dus, tată? Tată, unde ești? Tată, te caut, tată. Tată, unde ești? Tată, unde te-ai dus, tată? Nu știu. Eu, tată, nu știu, sunt pe undeva ascuns, m-am ascuns undeva într-un loc super tare. Tu unde ești? Eu te caut. Păi da, mă caut, ți-am zis un indiciu acolo mai devreme, tată, dar tu nu mai știi indiciu? Nu. Păi da, ți-am zis că sunt undeva pe deasupra. Ok, nu-mi pasă. Nu-ți pasă, tată, te cumpăr mai rău decât te-ai amici. Păi tu ești, tată, sau ce mai ești, tată, aici? Deci, tatăl strict sau ce mai ești tu? Că nu te înțeleg, parcă până acum erai rău cu mine, acum ce mai? Ai dat în copilărie de când ai venit aici la vață ascuns, le ești copil, nu? Bă, fii antenă, Vlăduț, dă-mi 3 secunde, 3, 2, 1! Mamă, bă, ce-mi place jocul ăsta foarte mult, mi-am amintește de nu mai știu. Da, ți-amintește de nu mai știi, tată, ești foarte slab, ce să zic? Mă, că acum trebuie să mă pun eu să te ascund, să te caut, că tu nu știi, tată, să te joci, măcar așa, dacă te ascunzi, poate să știi și tu ceva să faci, adică pe bune, tată, adică măcar asta, dar pune-te și tu acolo ca seeker sau ca hider, ca Dora, să te ascunzi așa foarte frumos și acum eu stau aici și te aștept, tată, ce să mai dacă, dacă nici... Tată? Tată, tu ești cântăresc cumva? Dar să-i pisim, tată, că eu nu știu ce lucrezi tu. Tu ce lucrezi? Da, fiule, vreau să zic că eu repar mașini, ok? Repar mașini și cu cântatul ăsta nu faci nimic? Că am văzut că ai o voce foarte tare, tată. Nu te apuci tu de cântat de ceva? Da, am înțeles, ok, tată. Bă, ce să mai zic, tată, că atâta nu mai am nimic de zis. Te aștept, dar dacă nici acum nu te ascult, nu o să știi, tată, nu știu, mie cam așa că nu prea te descurci, tu am văzut, nu știi să sare acolo, eu dacă rămâneam acolo, tu nu mă găseai, tată. Bă, tași, bă, din gură, fii antenă, dacă tu acum mă găsești, o să-ți iau calculatorul, bă, și fără Fortnite, fără Brawl Stars, fără Roblox, fără nimic, ai înțeles? Cum adică, tată, cum adică, adică ce, tu mi-ai calculatorul, dacă te găsești, pe ce înseamnă asta, tată, adică, păi ai zis să ne jucăm aici, nu ne jucăm, asta nu e joacă, sau ce e aici, că nu te înțeleg, tată, cum adică să mi-ai calculatorul dacă te găsesc? Nu-mi pasă, ai înțeles? Hai! Da, tata, că tu ești de ăsta, tată, mamă, gata, acum mi-e frică de tine, adică tu ești, zic, cum să mai numește, mă, tată, tu ești de ăsta, mă, cum să mai numește, mă, ești ofticat tu așa de fel, nu? Bă, tași, gură!
Ok, ok, ok. Păi da, eu și unde te-ai ascuns tu? Adică, pe bune, dacă vine în partea asta, fii atent, cam așa o presimțire, că te-ai ascuns tu pe undeva pe aici. Am o presimțire așa că știi tu că tu ești așa, tata, tu îți place să copiezi lumea. Știu unde te-ai ascuns tu. Deci fii atent, tata, acum vin după tine. Gata, am venit după tine. Unde ești tu? A, nu ești aici. Interesant cum nu ești aici. Ce zis, mă, ce zis? Bă, tata, tu faci cam urât, adică așa face un tata, tu mi se pare, da, tu când vii aici la față ascuns, tata, îți dă toate problemele și acum ești de asta, sau ce ești tu acum? E, nu contează, ce fraier ești, iau-te, ce s-a arătat că ai căzut, bă, unde ești acum? Bă, eu, unde să fiu? Eu sunt pe undeva pe aici, dar nu știu unde sunt, unde ești? Eu te-am pierdut! Băi, da, cum adică m-ai pierdut tu, că eu te calm pe tine, cum adică? Da, până mă cauți tu, eu să dorm. Da. Da, ok, deci tată, practic, tată, strict s-a luat. Hai bă, că tată ăsta strict, ăsta nu mai e niciun tact strict. Adică uitați-vă cum să joacă, okay, adică dacă însă e tată strict, scrieți-mi acolo, că pe bune, ăsta nu e niciun... Bă, copile, dai zi-mă și gata, mai înțeles? Că da, bă, fii între, dacă pierzi runda asta, tu nu mai ai voie să joci cu prietenul tău ăla, Gheorghe, 10 ani, ok? Nu mai ai voie să mai joc cu Gheorghe 10 ani? Cum adică dacă pierzi runda asta? A, te găsesc, mă, tată, stai tu liniște, pe stai puțin. Păi, deci tu, și dacă te găsești, dacă nu te găsesc, tot mi se întâmplă ceva rău, pe de ce? Pe fii atâta, că așa mi-am spus acum, gata, hai! Hai, schimbinino, top, 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 yes, stai, unde te-ai ascuns? Adică, pe bună, dă-mi și mie așa un indice că mai sunt 160 de secunde, adică oricum, eu dacă practic după tine că tu ești așa, eu și dacă câștig și dacă nu te găsesc, tot rău mie. Eu văd ceva negru. Băi, da, negru e cam peste tot pe aici, dacă stau să mă uit așa din jur împrejur, adică toți pereții prin părțile aia sunt negre, adică ce... Ce ar putea să fie altceva, că nu te gândi, adică m-am dus prin toate locurile și nu știu unde ești, nu te-ai ascuns. A, fii atent, eu sunt unde ceva negru, da, aaa, ia fii atent, că știi eu unde te-ai ascuns, mă, tată, că cam slab așa de film, nu știi, mă, bă, ce trebuie să recurăți, că tu chiar nu știi să te gești față ascuns, adică ești cam slab așa. Bă, taci, față, și mă, bă, Maricica, copilul nu trăiesc că m-a făcut fraier, deci fii atent, eu zic să-l pedepsim, Maricico. Am înțeles, tata, așa. Stai bă, așa o cheam pe mama Maricica? Da! Păi da, dar tu unde te scuzi, mă, că nu te găsesc, adică te-ai încotat peste tot, nicăieri nu ești, adică pe bune, unde ești, ce folosești tu, tu unde te-ai ascuns, că gen pe bune, nu înțeleg, te-am căutat prin absolut orice loc și nu ești nicăieri. Bă, ești prost? Păi da, unde ești? Bă, deci te-ai trecut pe lângă mine de 6 ori, ce îmi place jocul ăsta, pe mine mă cheamă Cornel, care este Nela, Cornel, cel mai dordel. Da, ok. Bă, tata, mai sunt 30 de secunde, am pe bune, spune-mi unde ești, că nu te găsesc, adică nu e frumos așa, adică ce tot faci? Ehe, bă, dar tu unde ești, frate? Ați mă plâng în 7 ori, ha, bă, tata, caută-mă, e nene! Sunt pe undeva pe jos, tata, adică nu mai... Aolo, mamă, nu cred că mai pot să mai ajung, tata, sunt undeva, văd negru, tu ce zici că vezi, ce vezi, negru, ce vezi tu pe acolo? Eu sunt lângă mei, cum adică ai căzut? Pentru asta tu nu mai ai voie să joci pe calculator 10 ani. Hai, da! Cum adică 10 ani? Pe o să fiu... Cum adică 10 ani? Cum să fiu... Ha, mă, tată, da, pe bune, trebuia să plecăm de acolo de la vați ascunsele, să vinim acum din nou acasă, că vream și eu, era rândul meu să mă ascund și eu, adică, pe bune, mă, nu mai puteam să ne mai mișcăm măcar o rândă, ce te-ai supărat așa? Bă, copile, da, tu îți permis să comentezi la mine? Bă, după ce că ți-am zis, frate, mă, sunt foarte nervos, frate, după ce că ți-am zis să nu mă cauți, să nu mă prins, de ce mi-ai prins azi? Cum, adică, de ce te-am prins, tată? Vorbește tu ca lumea, în primul rând te blubi așa de mult pentru că n-ai dreptate, tu nu vezi, ești ofticat, tată, ăsta e adevărul, tu ești ofticat. Pentru asta că m-ai supărat, eu nu te mai las 10 ani pe calculator, ok? Așa, nu-i mergi niciodată asta, așa, și de ce să nu mai joc? Ce are treaba? Adică dacă ne-am jucat acolo, nu ai zis să venim să mergem să ne jucăm. Gata, da, și hai că m-ai nervat, hai, pa! Da, ce? Deci, între, tu nu mai avei pe calculator și tu nu mai avei ok. Tu nu mai avei să zic, ok? Da, că bine, gata, nu te bine, gata, lasă-mă, deja nu te mai înțeleg, gata, hai că m-ai supărat, gata, lasă-mă.
mă, bă, frate, ce să mă înțeleg, mă, cu tatăl ăsta, adică, bă, mă, ce tot țipe așa, mamă, și zice de mine că fac alergie, că fac toate chestiile astea, mă, frate, deși nu se mai poate, adică, pe bune, mi se pare foarte enervant. Haolo, bă, acum ce să mai și fac, bă, uitați-vă, puțin, că mi-a spart și geamul aici, încă a rămas geamul așa și cred că și sus acolo la calculator, dar mi-a zis că nu mai am voie, 10 ani la calculator, ce mă fac acum că nu mai am voie, dar lasă, lasă, că vede, lasă, că mă duc eu tip acolo, dar în fine, hai să mă pun și eu acum, mă duc eu noaptea acolo, acum vreau să mă pun și eu, să mai exersez la pianul ăsta, să mai cânt, că altceva n-am ce să mai fac, deja m-a enervat super, super, adică pe bune, am vrut și eu să fac ceva, măcar exersez și eu aici la pian, măcar asta să fac și eu, pentru că mie chiar îmi place pianul, chiar vreau să devin mare, să fiu pianist, să fac asta cu toate. Da, frate, băi, bă, frate, bă, dar o secundă nu poți să te potolești, frate, o secundă, bă, dar termin-o. Acum și cu pianul ăsta, frate, bă, lasă-mă să mă lisesc, ok? N-avei pe pian, n-avei pe televizor. Ce, nu te înțeleg, cum ar, de ce ai venit tata la mine? Pentru că te juci la pian, frate. Eu nu am ce la pian, eu exersez la pian, ăsta nu e o joacă, asta cu asta pot să devin pianist, să fac bani din asta. Nu pasă, nu. Este doar o prostie, ok, fiante mea? Mie nu-mi pasă, tu nu mai vei la pian și tu nu-i vei sus la pictura asta, ok? Tu nu-i vei sus la pictura asta. Tu doar stai în pat și o să dormi că ești pe ei sus, ai înțeles? Da, tata, da, uite ce mi-ai făcut, mi-ai spart geamul, mă lași așa să stau aici în frig, adică pe bune? Da, și uite și pentru asta, uite, pentru asta să fac așa. Da, bine, bravo, ai mai mulți bani de dat, tata, uite, ai gândit-o foarte mult, în fine, bine, hai, gata, lasă-mă, nu mai am voie să mai fac nimic, frate, în casa asta, deja nu se mai poate, adică pe bune, ce să mai fac și eu, mă pun și eu aici să dorm, mă liniștesc, vedem la noapte, poate la noapte mă pun aici să dorm pe zi, pentru că la noapte vreau să mă joc la calculator, când tatăl meu o să doarmă și o să pot să mă joc la calculator, că altfel nu pot să mă joc, mă, dar cine poate, mă, poate, mă, e cineva la ușă, a, nu e nimeni, dar nu înțeleg ce sau de soneria aia, în fine, să-i de la tatăl meu de acolo, mamă, deja s-a făcut și noapte, mamă, mă pun puțin în pat, mă pun puțin în pat, așa ca și cu, să mă liniștesc și eu puțin aici, că deja nu se mai poate, frate, deja a fost o zi grea, sincer, și deja mă enervează, sincer, dar gata, hai să mergem, acum vreau să mă duc și frumos la calculator, să uităm dacă putem să intrăm, deci mergem așa, ușor, mamă, și fiți atenți că tatăl meu a făcut și a pus ușa la loc. Nu te crezi. S-ar putea să audă ușa, pentru că erau ușile, știți cum erau, ușa mai în față, ușa mai în spate și puteam să intru printre alea, mă, frate. Ce mă fac acum? Sper să n-audă ușa asta, că dacă aude, e cam n-aș pese. Da, tată. Tu ce faci așa, băi, nesimțutele? Stai puțin, tată. Nu, s-a auzit soneria și nu era nimeni. Mă gândeam că mi-era frică. Ok. Da, ok. Haolo, frate, nu știu ce să mă mai fac. Poate o fi adormit acum, cel puțin. Ia să mă duc acum repede pe calculator să mă joc și eu, frate. Da, am și vreau și eu, am și eu chef să mă joc pe calculator. Că nu mă mai ești de mult. Hai să mergem încet aici, tip. Să nu ne audă, să vedem în partea asta, să vedem. Mamă, deci chiar doamne, bă, ce... Cum a căzut porcul ăsta de acolo din amântru? Ce se întâmplă? Bă, frate, ok, deci e bine că porcul ăsta aici face ca și cum porcul a deschis ușa, mi-a început acolo la calculator, gata, mă, frate, pot să mă joc și pe calculator să mă joc la asta. Dar uitați să puțin, mă, frate, geamul ăsta și-a rămas aici. Bă, porchi, dar tu ce faci așa, porchi? Mi-ai deschis ușa? Hai, porchi, pleacă, bine, bă, porchi, mamă, sunt foarte obosit. Mamă, tatăl meu, să faci și de-astea, faci, doamne, faci și pârțuri și de-astea, nu mai vine să mai fac nimic. Mă, cred că vine, stai să mă ascund. Bă, de ce cred că l-am auzit? Mamă, stai că stau aici ascund, sper să nu mă vadă. Mi s-a părut mie? Cred că mi s-a părut. Hai că mă pun și eu de la calculator să mă liniștit aici, să intră. Hai că și eu te iubesc, porchi, dar cred că de Crăciun te tai. Ce faci, mă, la vorbește cu porcul, ce faci aici? Uitați, cine e aici, bă? A, nu-i nimeni, credeam eu, bă, ia să vă cât e ora, ia să-mi spune cea. Bă, iora două, bă, ia fi antena, dacă tu dormi în prostul ăla de film, ia să mă joc eu Fortnite, de-i full box, 200, easy, bă, ce-mi place jocul ăsta. Porchi, bă, porchi, dar ce faci, bă, porchi? Porchi, bă, porchi, e bine? Mamă, ce-mi place setup-ul ăsta, e foarte bun, ia, să nu ceam, eu sunt tatăl lui Vladus, sunt Cornel, ce faci, fii antena, eu n-am pedesit, bă, pe, ce porchi, acolo, ce aici, aia, ce aici? Dar nu-i nimic, asta e, ia închid live-ul și mă pune aici, ce aici, nu-i nimic aici, ce aici, nu, bă, porchi, ce faci, ce porchi, e cineva aici, ia, arată-l aici, unde aici, unde, că nu-i, porchi, unde-i, bă, porchi, îmi pare rău, jap, îmi iau, slăbește, tai, haia, mamă, ce frică mi-e aici, mă, să plece mai repede, dată că nu pot să mai stau nimeni, nu mai pot să mai fac, ia, hai,
Gata, 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 a plecat, mamă, ce bine că a plecat. Bine că nu m-a văzut, m-am ascuns aici sub masă, mă, frate. Bine că nu m-a văzut, mă, frate. Că mă dăzeată gol porchii, mă, frate. Bine că și la nu mai e porchi aici. E bine, frate, bine. S-a pus la somn, gata, pot să mă pun și eu liniștit. Acum s-a mai pe calculator. Mă, deci s-a făcut și zi, frate. What the... Doamne, s-a făcut și zi. Hai că mă joc acum pe calculator foarte frumos. Ia, mă, să mă ieșe pe la niște videoclipuri din astea. Uite cum e, bă, cum e videoclipul ăsta cu cățelul ăsta și cu porcul, mamă, cât de tare e videoclipul ăsta. Doamne, nu vreau să cred așa ceva. Bă, copile, dar tu ce faci aici? Ai unde? Ești și frate! Tata, voiam să mă uit aici dacă ai făcut geamul, dacă s-a reparat geamul. Bă, copile, fii antenă, pe mine să nu mă mis că eu știu ce ai făcut. Mi-a zis mie porchi, Ce e porchi? E, uite, porcul ăsta e porchi. Păi a apărut acum, uite, așa e și nu-i te place. Nu-i te place că te-a făcut, mă duc repede la mine în cameră. Lasă-mi, doamne, aolo, ce zi am avut, ce zi obositoare și ce nașpa, că n-am putut să mă joc și eu față ascunsele așa cum ar fi trebuit, frate. Ce înseamnă mie? Ce, voiam și să mă odihnesc. Bă, taci, nu, frate, acum am zis 10 flotări, hai, flotări, hai, acum eu. În sfârșit este zi afară, frate. Deja asta a făcut și zi, mamă, nu mai pot. Aul, mamă. Trebuie să-mi încep și o zi foarte frumos. Să mă pregătesc aici, să mai fac niște lecții de pian, ca să mă perfecționez și eu în pianul acesta. Ia, mă, frate, să cânt aici foarte frumos. Pentru că vreau și eu să mă perfecționez, să fac ceva cu pianul ăsta, să ajung un pianist de renume, să fiu cel mai bun pianist din lume. Ca chiar asta îmi doresc, mă, frate. Mă, ce pe bune, bă! Bă, taci, gură, fii antenă! Pentru asta, uite, pentru asta că am enervat, eu vreau să alerg! Hai, îți dau 3 secunde să fugea! Uite, nici nu te înțeleg, tată, nu știi să vorbești, tată, în primul rând. Tu mi-ai luat ăsta pianul și ce facem acum? Bă, eu îți dau 3 secunde să fugi, joaca tu să... 3 secunde să fug, dar de ce să fug? Pentru că m-ai enervat, hai! 1... 2... Doamne, tată, ăsta chiar este foarte enervat, nu știu ce să fac, adică, pă, bune, mă, frate, ce se întâmplă cu el, că trebuie să fug, mă, frate, mă, deci chiar trebuie să fug, mă, nu știu care e faza cu tatăl ăsta, este cel mai enervant tată din lume, nu știu, pă, bune, adică mă enervează super rău de tot, adică, pă, bune, nu știu care e faza cu el, ce tot are de face așa cu mine, frate, trebuie să stai să mă ascund aici, mă, frate, nu înțeleg, mă enervează la culme, mă, frate, nu mai înțeleg nimic din toată treaba asta, ia că mă pun și eu aici, să mă pun să stau și eu la calculat la televizor, aici, să mă ieși la film la ăsta, foarte frumos. Mă duc, vreau să vin! Ce vrei să faci? Că nu te înțeleg, ce tot ai? Ai spart geamul și aici, ce înseamnă asta, tată? Dacă vede mama, ce? Ha, trebuie să luăm de la capăt, uitați-vă puțin. Adică tatăl meu stric, practic nu mai am nici pianul, nu mai am nimic. El vrea să mă alerge, nu știu care e faza, ce tot vrea să facă, dar pe bune, vreau să-și acum. Eu acum o să dau 3 secunde să fugi, vreau ca tu să fugi pe geam, ok? Cum adică pe geam? Tată, adică cum pe geam? Ce e aici pe geam? Am pe unde să sar? Că nu pot să sar pe acolo. Uite-te și tu că n-am pe unde să sar. Uite-mă că nu mai enervează. Nu cred că a fost o idee prea bună. Nu cred că a fost o idee prea bună. Trebuie să fug din casă. Nu cred că a fost o idee prea bună. Nu. Trebuie să fug. Gata, gata. Mamă, frate, nu înțeleg ce se întâmplă aici, mă, frate. Dar vreau să scap de tatăl ăsta. Nu vreau un așa tată, strig, mă, tată. Gata, tată, lasă-mă, tată, pleacă. Tată, lasă-mă, nu mă alerga. Tată, lasă-mă în pace. Tată, ce ți-am făcut, tată? Stai puțin, stop. Tată, dar ce ți-am... Tată, ce? Nu te oprești, de ce nu mai... Tată, dar ce ți-am făcut? Spune-mi, ce ți-am făcut, tată? Stop. Ce ți-am făcut? Pe fiate, mă, dacă tu te alergi, eu vreau să te alerg într-un mic de la Hiblor. Hai, fugă, 3, 2, 1 și... Doamne, tată, că nu te mai înțeleg, nu mai înțeleg nimic din viața asta, nu mai, că vreau să scap de tine, tată, nu te mai... Știi ceva? O să spun mamei mele că ești foarte rău și să te pedepsească, ok? Vreau să te dea afară din casă, bine? Ok,
frate. Bă, tată, ce se întâmplă aici? Unde am ajuns? Unde am ajuns, tată? Ce se întâmplă aici? Copile, îmi pare rău. A fost un tată prea bun pentru tine, dar acum o să mor. A, foarte bine, mie chiar îmi place. Adică nu mie îmi convine. Ce să mai am că te ajut eu? Vino că te ajut eu. Amă, du-te, te ajut acolo, să rămâi acolo, să te închid aici, să rămâi aici, gata. Tată, dar ce trebuie să facem aici? Că nu te-mi spune și mie că ce e asta? Ce e aici? Dacă dau tot asta, ce se întâmplă aici? Bubuie, ce e asta? Ok, eu mă duc în partea mea. Știi ceva? Că partea mea e partea mea bună. Uite că de parte e parte frumoasă. Mamă, ce perla asta albastru? Interesantă, dar nu mă duc. Ok. Cam ciudat, trebuie să dau asta jos. Gata, am scăpat de el. Mă, tatu, dar ce e asta? Poți să-mi spui și mie? Nu știu, bă, Cornelii, Vlăduț. Aaaa! Skeleton! Tata, ce-mi place aici? Avem... Ok, tocmai ce voiam să zic aici îmi place foarte mult pentru că eu am niște bomboane, niște acadele, dar deși nu le mai am pentru că sunt super, că m-am omorât tăiai tăi. Ia uite, mi-am luat câine să-l bumbă tine, dacă mă super, tata, dacă mă mai super, ia uite ce se întâmplă, câinele ăsta e de partea mea, tu, tata, nu o să mai... Skeleton, ia acadele! Ce faier ești! Bă, tată, ce faci acolo? Bă, tată, deschide de acolo, tată, da, fii atent, tată, numai, dar lasă, bă, tată, da, văd că e un final acolo, nu trebuie să așteptăm finalul ăla ca să ne batem la final, să scot tot ce ai tu din cap, că ești un enervant, faci prea rău, ești prea rău. Bine, pa! Da, ce să mai zic, adică, bă, uite, Skeleton ești, mamă, trebuie să fug. Ia uși, tată, ce faci acolo? Râs de mine, dar lasă. Cine râde la urmă râde mai bine, știi, zic ala aia, tată, dar ce să știi tu, că tu n-ai făcut școală, adică eu nici n-am făcut școală, dar știu mai multe decât, bă, dar am zis că nu mai facem așa ceva, de ce dai, tată, gata, tată, nu mai, că nu-mi place, că pe bune, ești prea rău, și da, măcar eu am o mamă, că eu pe mama n-am văzut-o niciodată, adică pe bune, și chiar vreau să vorbesc cu ea, că mă super prea rău. Bă, copiii, îmi pare rău să zic, dar tu ești adoptat. Da, și tu ești singur, adică tu cum ar veni, dar ce sunt astea, perlă green, ia, opa, mama, teleportat și mi-a dat și viață, dar ce mi s-a întâmplat, mă, cât de tare e asta, ok, avem candy ăsta, dar vedem că nu putem să, ok, cred că acum putem sau nu, ok, să nu ne dea nici asta, bă, ce se întâmplă, bă, bravo, bă, fiule, bravo. Da, bravo, da, ești cam enervant, ești, nu, după ce ești enervant, tată, ești și așa plictisitor, ești prea plictisitor, adică, bă, bune, nu înțeleg, adică, bă, bune, să vede că tu ești singur și... Bă, ce-am primit, bă, nu-mi place. Da, tată, ești prea plictisitor, să vede că ești singur și tu că ai vrut să adopți așa un copil și ai făcut-o, de ce mai... Nu mai zic nimic, deja mă... Nu mai nimic de zis, adică, bă, bune, frate, adică, da, nu, e cel mai bun. Elytra! Am Elytra! Mamă, ce-mi place jocul ăsta! Hai, Da, ok, deci tatăl meu, uitați-l la tatăl meu cum face, el trage pârțuri, el face din astea, adică tatăl meu e mai copil decât mine, s-o vede practic, că nu-l vrea nimeni, că e singur și practic adăpa chelă copil, așa ceva de genul, și asta este rău pentru mine, pentru că eu, tăba, de ce putu, mă, Armură de diamant, da, tată, dar de ce faci așa, tată? Tu te comporți mai rău decât un copil, dar tu câți ani ai, tată? Eu cred că am 12 ani, nu știu. 12 ani? Ok, păi da, adică, poate, da, ok, da, dacă ăsta e tată, nu știu, hai, acum, gata, în sfârșit, tată, dar tu ce faci? Ești cam în urmă acolo, nu știu ce faci tu, dar nu prea te văd bine, nu prea știi nimic, eu, diamante acolo, dar n-am ce să fac cu ele, în fine, ia, ce avem și astea aici, dar nici cu asta n-am ce să fac, mă, dar câte chestii îmi dau, mamă, câte, bă, ok, bă, frate, nu înțeleg, adică, pe bune, vreau și o să ajung la final odată și nu mi se întâmplă absolut nimic, nu știu care este faza, dar este o chestie mult mai interesantă, pentru că o să fie ceva super, super enervant, adică, cu tatăl meu, adică, uitați, să puțin la ele, cel mai fai, adică, eu chiar n-aș vrea să... Deci eu chiar n-aș dori la nimeni, ar fi cel mai rău lucru ca să aibă una așa tată cineva, adică, bă, uitați, să puțin la el, ci ce? Easy. Tata, ce face? Că-ți fac ăla cât de fraier ești, tata, nu, acum ai pierdut tot. Vezi, bă, ți-am zis cine râde la rău. Bă, frate, dar Elytra e stricată, frate, eu ești de 2 lei. Da, ce să nu știu, cine râde la urmă râde mai bine, vezi tu, dacă nu prea da? Dacă tu nu știi cum să te comporți, uite, eu am o sabie, acum tu nu știi să fii, tata, tu nu știi să te comporți.
Că e mai bine tot ce am, sincer, dar nu mai contează asta, pentru că mă duc din nou aici și sar aici și acum o să-mi dea cele mai șmechere lucruri. Avem aici porcii foarte frumos, avem aici niște porcii, nu știu ce să fac cu ele. Porcii, la mine, porcii, la mine, la mine, porcii, da, cine crezi că vine la tine, că tu ești urmă, mamă, câți porcii am aici, bă, dar chiar, ia mă, dă și mie o sabie din ăsta ceva, ok, deci mi-a dat un pickix, e ok și eu să mă rog, dar în fine, ia că arunc pe ăsta, arunc și pe ăsta, nu, bă, dă-te la parte, bă, nu, că nu e ok, ok, gata, și să ce caut aici, bă, frate, ok, gata, am scăpat și acum hai să le luăm pe astea, să le luăm și noi aici, să avem ceva, frate, că nu avem absolut nimic și nu știu ce să mă fac, bă, dar dacă iar îmi dau niște scheleton din ăștia, mă, dă-te, mă, dați-l la parte, mă, dă-mă. Armă de diamant, easy, am armură de diamant și tu n-ai. A, nu am, da, am și eu acum, nu, că nu am, nu? Nu, că ești fraier. Păi de unde știi tu că nu am, că am și armură de diamant, am de tot, tu n-ai nimic, adică, pe bune, eu o să câștig sutra asta. A, ce, ai tu armură de diamant, ok, dar știi ce am eu, am un, nu zic ce am ceva super, super tare, ce tu n-o să ai niciodată și n-ai cum să mă bați, dacă tu n-ai cum, e atâta, zic, ești, nu o să faci nimic, absolut nimic, nu o să te descurci absolut deloc, nu o să reușești nimic în viața asta, tu nu o să reușești absolut nimic, tată. Bă, taci, frate, că dacă nu, ești adoptat, dacă nu taci. Păi ai mai zis o dată asta și ce, ce, what? Mamă, ce dansă de viteză am, cât de tare e. Bă, mamă, câte chestii am aici. No, ok, nu, cred că trebuie să-mi singura, că deja se întâmplă niște chestii cam nașpa ceva, ce n-ar trebui să... Se întâmple, am pierdut totul, frate, chiar am pierdut totul, pe bune, la modul cel mai serios. Să vede, uitați-vă, tatăl strict, adică n-am ce să mai fac, am pierdut totul, nu mai am nimic, mai am acum un iron de pic. Și de aici că nu-mi pică nimic, o salamandră, ceva, cu asta nici nu mai pot să mai ajung aici sus. Păi cam asta a rămas, tată, dar tu nu poți să vii odată de sus și aici, așa, să facem și noi, să ajungem la final, nu? Nu! Nu poți, dar lasă că mă duc eu și o să pot să vii și tu, mă, gata. În primul rând, gata, în sfârșit am ajuns, tată, mai alergat destul, ok, deci, tată, fii atent, mai alergat destul, ai zis că mă alergi, ok, bă, ce fac? Nu, o să mor! Ok, bine, gata, lasă, cine o să moară? Eu o să mor, da? Eu o să mor, lasă, că o să vezi tu acum, cine o să moară? Fii atent că vin după tine, dar tu, așa, ai chef de alergat, aha, cine a câștigat, cine a... Bă, dar nu înțeleg, frate, bă, dar tu ai, fii atent, mie minu, și va fi un dintr-o să ești pericit, ok, fără gagici, fără calculator și gata, înțeles, hai, lasă-mă în pagii. Cum adică fără calculator? Din nou fără calculator? Cum adică fără calculator? Da, cum? Da, ce nu-mi pasă, ia antenă. Nu mai vreau o rundă, ok, mai vreau o rundă, ok, bine, mă pun aici. Și atent, dacă runda asta, deci fii atent, tată, trebuie să începem cât mai rapid, speedrun, primul care începe, gata, s-a terminat, ok? Ok, și eu nu-mi pasă, pentru că oricum ești adoptat și cred că te-ai dus. Da, mai, sincer, mai bine nu mi se mai întâmpla așa ceva, sincer, adică dacă să ajung pe mâinile tale, care tu ești un tată groaznic, toată lumea știe asta, adică pe bune, n-am nimic în... N-am ce să mai zic, adică pe bune, ce să mai zic altceva decât asta? Să taci din gură! Da, ok, am înțeles, da, wow, ce poți să mai zici și tu, că tu ești mai rău decât un copil, tu crezi că ești mai rău decât un copil de la de 2 ani, tu ești mai rău, uite, și acum, dar ce faci, am zis că frate, nu trebuie să mai dai cu așa ceva, am zis să nu mai dăm cu așa ceva, vrei să vină acolo peste... Așa, bravo, du-te acolo, vezi dacă ești fraier, tată, nu știi nimic, n-ai treabă să... Să vede că e singur, tată, adică, bă, bune, cine ar sta cu un om ca tine, la cum ești tu, adică, bă, bune, sincer, n-am văzut ceva serios, ar sta cineva ca tine, ce... tu ai sta cu tine, tu dacă ai fi o femeie, ai sta cu tine în halul ăsta? Da, ai și râs și tu, pentru că n-ai sta normal, adică cine ar sta, că și tu ți-ai dat seama cât de rău ești tu. Așa. Am zis că nu mai... Ați mai pomenit un tată să fugă de copilul lui propriu, adică pe bune. Bă, gata, am zis... Tata, dar am zis că nu mai facem așa ceva, nu putem să ne... Fortnite! Stai, antenă, Fortnite! Stai! Ok, da? Da, bine, dacă tu vrei să ne batem, acum o să te duci, gata, așa, dacă tu n-ai vrut cum am vrut să, cum am zis eu la început, să ducem practic să ne batem fix la final, dacă tu ai vrut să fie așa, ok, să fie ca tine, eu o să mă duc, o să câștig finalul, o să ajung chiar acum, o să ajung direct acolo la final, nu o să te aștept și o să câștig tot. Easy, frate, copile. Da. Easy. Bă, dar tu pe bune, tu chiar ești tată să ești un copil, gen, nu te înțeleg, adică pe bune, ce-i de faci așa? Ești mai rău decât un copil de 7 ani, adică pe bune. Da, ok, da, bă, ăsta este tatăl strict, practic. N-am mai pomenit așa ceva, sincer, n-am mai pomenit nimeni așa ceva, adică pe bune, dacă stii tată...
A, mamă, cât de tare chestia asta. Lasă, bă, putem să mergem la jumătate, să ajungem la final, că o să se plictisească oricine de tine, adică pe bune, Părnele, se plictisește oricine de tine. Hai să ajungem la final, să fie partea cea mai interesantă, să facem și noi ceva, nu să stăm degeaba aici. Ok. Păi da, ok, exact, asta am zis și eu, atât, ok, gata. Mamă, easy. Mamă, ce chestii am, păi nu, ce easy, că am eu niște chestii ca lumea de care tu n-ai să scap niciodată, pentru că să fie ceva super. Ok, easy, ce easy. Tata, eu am ajuns la final, n-am nimic acum, pentru că am murit, dar, oh, mamă, fii atent ce am aici la final. O să câștig super mult, o să te bat 100%, pentru că tu dacă stai acolo, aia, pe mine nu mă interesează, eu practic o să câștig. Mamă, ce mi-a picat și eu stau foarte, foarte frumos, ei bine, o să mă duc și pe partea asta, dacă tatăl meu nu vine, nu știu ce tu faci acum, dar tu pe unde ești? Băi, eu sunt aproape de finish line. Da, ești aproape de finish line, ok? Ok, babibi. Da, ok, da, și eu mă duc direct la finish, gata, atât a fost, o să zic că ai pierdut, gata, atâta, ultima ta, ultimele tău momente în viață când o să mai fii și nu o să mai exiști niciodată, pentru că nu o să mai exiști niciodată. Ok. Ok, gata, ți-am dat foc, și acum începem bătălia. Ce pe bătălea, easy, tu ești un fraier și eu sunt Rafa, ăsta eu sunt Cornel, easy. Aolea, tată, în sfârșit, bine că am ajuns la casă, că nu mai suportam să stau acolo, adică, pe bune, m-am enervat destul, adică nu puteai să nu mă mai duci din nou la fața ascunsă, nu puteai să mă duci acolo din nou, nu să continuăm, că tu te-ai ofticat data trecută, nu puteam să ne ducem să continuăm, nu? Easy, a fost prea easy. Da, ok, mama, cu cine să te mai înțelegi, frate, na, nici nu mai am pian. Dar lasă că mă duc eu la calculator să mă joc. Mă duc eu acum să mă joc pe calculator. Mă duc foarte frumos să mă joc acolo pe calculator, frate. Adică, ce, da, ce, da, da, ce dorești, ce dorești, tată? Să te culci. Ok, mamă, n-ai cu cine să te mai înțelegi, frate, în casa asta. Deja n-ai cu cine, bă, frate. Nu înțeleg cum am ajuns în familia asta. De fapt, nici o familie, e doar omul acesta care este singur. Nici măcar nu este tatăl meu, este, cred că pe ăsta, ce e tată care e, eu abia, e, nu știu, cred că e, abia, e, nu știu, e copil, mă, frate. Adică, nu e tată mare, mă, nu e, adică, cred că abia a ajuns, nu știu, la 18 ani, 19 ani, 20, da, nu știu care e faza cu el, dar să cred el prea și mic, nu știu, așa strict, să vede că n-are cine să stea cu el, adică, pe bune, să vede că a adoptat un copil și el singur, că n-are cu cine să-l crească, adică n-am văzut-o pe mama mea niciodată pe aici și uitați-o la el cu mine, adică, pe bune, v-ați crede că acesta este chiar un tată adevărat, că ar fi un tată sau chiar v-ați dori așa ceva, eu zic că nu cred și eu nu mi-aș dori și aș pleca acum din casă, ceea ce o să fac, o să plec acum pe ușă foarte frumos și o să-mi iau la revedere de la tatăl meu. Tată, o să-mi iau la revedere, eu o să plec de acum, ok? Ce faci, mă, tu? O să plec, ce să mai fac aici, tu, ce crezi tu că ești tatăl meu, o să mă duc acolo unde m-ai luat și o să te spun cum te comporți tu. Ok, dar fii antenă, ia ăsta, uite, ce? Și acum pleacă de aici, acum pleacă de aici. Ok, mulțumesc pentru mâncare, cam aia a fost, pe bune, frate. Deja pot să plec așa liniștit, să revin la viața mea normală. Mă duc acolo, mă duc la altcineva, îmi refac eu viața, o să mă duc și eu să cânt cu astea cu pianul, o să-mi refac eu viața altundeva, mă duc cânt cu pianul, o să devin un foarte bun pianist și nu o să mai am treabă cu tatăl meu, pe care nici măcar n-aș fi vrut să mai am vreo treabă cu el. Dar da, a fost cât frumos cât a durat, bine, n-a fost frumos absolut deloc, a fost cel mai strict lucru, cel mai groaznic viață. Cred că, da, pe bun, nu mai, acum o să-mi refac eu viața așa cum o să fie, de la bun început și o să fie super, super frumos. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.